misiune de a deschide cumva, de a pregăti drumul pentru conferința pentru care ne-am adunat astăzi. Voi începe, cu permisiunea dumneavoastră, cu câteva considerații legate de această temă pe care episcopul nostru, Joachim Băcăman, ne propune spre dezbatere, spre dialog. Și văzând acest titlu incitant, mi-am adus aminte de titlul unei foarte cunoscute cărți a lui Matei Călinescu, o carte care se cheamă Cinci fețe ale modernității, și aș adapta-o un pic pentru a ne apropia de tema conferinței pe care urmează să o ascultați, și aș spune că putem identifica cinci fețe și ale postmodernității. După părerea mea, ele ar fi globalizarea, societatea de consum, răsturnarea valorilor la care asistăm, corectitudinea politică, de care suntem tot mai legați, tot mai asaltați, și, nu în ultimul rând, dictatura minorităților, pe care o resimțim tot mai adesea în viețile noastre. Acum m-am oprit ferește și asupra unui termen care e foarte la mod în ultimii ani, un termen care a devenit un fel de sperietoare, cuvântul criză, și cred că preasfințitul nu l-a ales deloc întâmplător. Am căutat așa un pic în lecturile mele să văd ce este cu acest cuvânt. I-am încercat un foarte scurt istoric. Eu l-am întâlnit, și e foarte posibil să mă înșel, pentru prima dată într-o carte fundamentală a lui Marx. E vorba de Capitalul din 1867, unde filosoful german îl punea în legătură cu sărăcia și cu lipsa mijloacelor materiale ale muncitorii minim. E adevărat că în spațiul cultural românesc acest termen intră un pic mai târziu, în secolul al XX-lea. Primele dicționare care consemnează cuvântul criză la noi sunt cele ale lui Șăineanu, și după aceea la 1939 dicționarul lui Scriban. Despre crize ni s-a tot vorbit și în perioada comunistă știm foarte bine că erau tot felul de crize alimentară, energetică, etc., etc., etc. Se pare că termenul nu și-a pierdut încă puterea de semnificație, fiindcă iată a revenit în anii 2000. Cine nu știe, am fost asaltați pe toate canalele media de criză. Și am senzația că o tot ținem într-o criză. Am senzația că ni se tot arată așa ca o sperietoare acest cuvânt, care a devenit o amenințare numai bună de pus la punct pe cei care nu se arată foarte, foarte ascultători. Firește că despre crize nu vorbește doar mass media, ci există chiar două, trei cărți la care m-am gândit când am avut, unde poetul și eseistul francez anticipa acum vreo 100 de ani cu care umanitatea urmează să se confrunte, iar mai aproape de noi, Alan Bloom vorbește despre criza spiritului american, fiindcă e chiar în care merge umanitatea. Cred că și preasfinția noastră s-a gândit la ce vom aștepta cu interes răspunsurile geologului, nu prea mă pricep la chestiuni de dogmatică. Ca un laic, eu văd problema pe care mă pun este cum răspunde Biserica, în special Biserica Ortodoxă, la aceste istorii să răspundă unor asemenea provocări. A ieșit și din reformă, a ieșit și din secol subtil, mult mai ascuns. Și suntem asaltați, adică mijloacele cu care se duce această luptă nu mai sunt ortodoxe, ca să zic așa, adică nu mai sunt foarte... Dată de o parte de caracterul tradiționalist conservator, care până la urmă ne-a zis discursul de a-și adapta discursul la realitățile lumii contemporane în care trăim, o expresie celebră a lui Nicolae Manulescu despre bătălii canonice, s-au dus în cultura română. Ce se întâmplă astăzi e tot o bătălie canonică, e o bătălie între materie și spirit. Dacă eu să aștept cu nerăbdare să văd opinia noastră în legătură cu această... Și cu toții că reproșurile care îi se aduc bisericii nu sunt puține, nici nu cred că ne mai mire deja lucrurile acestea. E nevoie, după părerea mea, de un răspuns, de un pont. Am verificat pe telefon un sondaj să văd cum mai stă biserica în ceea ce privește încrederea.
Știți că se fac periodic asemenea sondaje referitoare la încrederea românilor în instituțiile statului și așa mai departe. Nu vorbim de cele politice, nu vorbim de aroade și biserica va trebui să facă față și unei încrederi în scădere a românilor. Încredere generalizată, nu doar în biserică, ci și în alte instituții, cum ar fi universitățile, ca să nu mă exclud pe mine însumi, încrederea în profesori, spre exemplu, e reprezentanța scorului, avem studenți, avem elevi și așa mai departe. De ce dumneavoastră și de ce sunt convins că ne veți spune lucruri interesante? Pentru că ați și făcut deja lucrurile astea. Cărțile, am aici la îndemână două, Creștinismul avea începe și Biserica și Transfigurarea timpului, conțin deja o parte din aceste răspunsuri. Ați fost unul dintre oamenii bisericii care au ridicat această mănușă, care au acceptat această provocare, care ați venit în întâmpinarea unor realități. Ne place sau nu, biserica, școala și așa mai departe, trebuie să răspundă acestor provocări, trebuie să țină pasul cu ceea ce se întâmplă în lumea noastră. Sunt, de fapt, trei factori într-o relație foarte strânsă. Așa cum aporul nostru se bazează pe trei stâlpi, biserica, școala, familia, așa cred că și biserica se bazează pe trei stâlpi. E vorba de discurs, acțiune și imagine. Dacă imaginea de astăzi a bisericii este tot mai atacată, răspunsul trebuie să vină de la ceilalți doi piloni. Adică discursul trebuie să se transforme în acțiune, trebuie să se transforme, după părerea mea, în faptă. Preasfințite Episcop Ioachim Băcăuanu, vă invit să ne oferiți răspunsul dumneavoastră la... Suntem ca și într-o catedrală și noi, biserică,
nu începem un discurs cu numele propriu, ci în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Și de aceea rog pe Duhul Sfânt să ne lumineze și pe voi să vă înțelepțească ca eventual din expozeul meu să găsiți unele dintre răspunsurile la întrebările care vă preocupă sau eventual la aceste direcții care le-a ridicat într-un fel la fileu pentru seara aceasta în dezbatere, domnul profesor. Vreau să spun că acum 25 sau 30 de ani cuvântul modernitate, postmodernitate sau, zic eu, secularizare îl scotoceam pentru a-i pătrunde înțelesul prin dicționare, prin lexicoane. Astăzi parcă a devenit o pâine de fiecare zi și pentru noi românii. Biserica Ortodoxă, și știți că ea este unanim recunoscută, nu ceea ce a spus, să zicem, un părinte a bisericii, ci tocmai ce a spus poetul național, este mama neamului românesc, este nevoită, așa cum s-a provocat de către domnul profesor, să suporte consecințele acestei crize spirituale sau crize materiale, că se vorbește de tot felul de criză, crize financiare, crize politică, crize economică și așa mai departe. Iar biserica a fost silită uneori să se replieze în sine și să găsească pârghiile pentru a supraviețui și acestei mutații noi cu care se confruntă, așa cum a făcut-o de-a lungul istoriei sale bimilenare. Nu este pentru prima dată că biserica se confundă cu provocări. Însă, are pe Duhul Sfânt și acest Duh Sfânt găsește corifeii prin care să răspundă sau să găsească soluții, într-un fel, la mutațiile respective ale vremii. Evident că noi ne fondăm în biserică învățătura noastră pe cartea de căpătări inspirată de Duhul Sfânt, Sfânta Scriptură. Dar mai este un canal al revelației care spune noi teologic Sfânta Tradiție. Deci două căi ale descoperirii lui Dumnezeu prin noi și al descoperirii răspunsurilor pe care noi încercăm să le căutăm. Pentru că biserica s-a confruntat permanent de-a lungul istoriei sale, cum spuneam, din milenare, cu anumite crize, totuși, prin Duhul Sfânt, ea a reușit să vieze și a viat și a trecut peste mutații, găsind răspunsuri. Și credem că și în această societate postmodernă, dacă vreți, se naște din nou întrebarea și evident se așteaptă răspunsul. Cum va putea, așa cum a spus și domnul profesor, în viitor, Biserica Ortodoxă, să rămână ceea ce este și ce poate da ea acestei societăți secularizate și secularizante? În primul rând, biserica trebuie să accepte faptul că nu mai impune nimic forțat din preceptele sale, decât prin convingere. Evanghelia ca expresie silește să intre, care o știți foarte bine, mai ales cei care sunteți teologi, devine tot mai impregnant, convinge să intre. Deci trebuie ca în misiunea ei eternă, biserica, să accentueze dialogul, nu monologul, evident polemica și opoziționismul. Ea trebuie să locuiască logica dominantă prin cea a generozității, a prieteniei, a filantropiei, a filocaliei. În al doilea rând, biserica trebuie să propună ceva superior acestui tip de societate
în care energiile spirituale ale oamenilor s-au diminuat foarte mult. Biserica, așadar, trebuie să găsească și alte metode pentru a-și arăta valoare într-o societate în care totul se cumpără și totul se vinde, într-un neoliberalism în care se permanentizează și parcă nimic nu mai are valoare și astfel observăm cu toții că se instalează peste tot în lume împărăția capriciilor, a plăcerilor imediate, a ceea ce un filozof german numea danism. Cuvântul știți, danism, nu știu dacă cineva are noțiunea aceasta. Danismul este o expresie care a fost generată de o istorioară reală, se pare, în care se spune că un diplomat occidental juca golf în una din țările Americii Latine. Un copil al zonei respective se angajează să-i adune mingile de golf pe care le lansa notarul respectiv. La un moment dat, copilul a devenit capricios și n-a mai voit să alerge după mingi, ceea ce l-a indignat pe diplomat. Acesta îi se adresează, spune, nepuștule, du-te și înculege mingele, că te-am plătit pentru asta. Dar să știi că îți mai dau încă 20 de pesete asta. Nu vreau cu răspunsul. Bine, dacă nu vrei, hai că îți mai dau 25 de pesete, dar du-te. Nu vreau. N-am chef. E bine, acest n-am chef, nu vreau, este rezultatul unei astfel de crize care s-a instalat. Consider că tocmai la acest tip de societate a plictiserii, a indolenței, a danismului trebuie să răspundem astăzi. Biserica, și cred că o poate face, pentru faptul că, așa cum Duhul Sfânt a inspirat pe cei dinaintea noastră să găsească soluțiile, o va găsi și acum. De ce? Pentru faptul că eu am Evanghelia care Hristos a spus azi, ieri, azi și de același este Dumnezeu. El nu se schimbă. Este, cum știți, impenetrabil, imuabil. El este prezent, omniprezent. Și că Evanghelia care a spus-o ei, care este totdeauna actuală și inovitoare, are valabilitate până la sfârșitul veacurilor. Deci nu avem în mileniul al treilea alte Evanghelie. Hristos n-a spus în mileniul al treilea aveți o altă Evanghelie. Nu. Este aceeași. Până la sfârșitul veacurilor. Deci hai să găsim în Evanghelie răspunsurile și în această perioadă a societății moderne, postmoderne, secularizate. Dragii mei, societatea oamenilor care o numim, să zicem, pentru faptul că suntem contemporani cu alții, toți parcă suntem atrași în mod special de experiențe puternice, de trăire emotive, de excepție. Aceasta pare a fi, de fapt, una dintre marele caracteristici ale epocii noastre secularizate, în care omul, așa zis, modern, este în permanentă căutare de stări emoționale puternice, senzații tari, violențe, zgomot, muzică amplificată la maximul vacării decibele, spart urechile și așa mai departe. Dar toate acestea, de fapt, dacă le pătrunde în abisul lor infundate, nu sunt altceva decât palide substitute ale marilor experiențe interioare care ar trebui să aibă loc în sufletul nostru al tuturor. În calitatea noastră de credincioși, în mijlocul unei astfel de lumi, iată ne confruntăm inevitabil cu o situație nouă în activitatea noastră de fiecare zi. Activitate, mă refer la cea spirituală.
Din punct de vedere al legii morale, satisfacerea de plină a aspirațiilor empirice ale omului nu este din nefericire corelată cu împlinirea aspirațiilor sale sufletești. Noi, ca și creștini, știm că sufletul are nevoie de trăiri spirituale care să rănească apetitul omului de absolut, însă lumea de astăzi este foarte greu să mai distingem esențial de non-esențial, pentru ca omul să nu piardă dimensiunea spirituală a vieții. Aceasta este însemnat și principal. Căci dacă în societatea modernă știți cu toții care este plaga societății moderne, sunt bolile psihice. Și acestea sunt cauzate tocmai că omul nu are o dispoziție naturală, spirituală în sine. Personală, fac o paranteză, a fost săptămâna, a două, trei săptămâni, într-o țară în orbită, Suedia și Germania și Danemarca. Și, bineînțeles, m-am dus acolo pentru a urmări cum sunt spitalele pentru faptul că dorim să deschidem și noi spitala romană. Și, evident că am intrat în relate și în dialog cu multitudini de persoane din diferite societăți din spital. Și, evident, eu sunt bătrân, dar am mai fugit ochii după două asistente care erau drăguțe, blonde, suedeze și între altele. Nu le-am întrebat dacă eventual sunt creștine sau de ce religie, că știu că țările nordice, știți foarte bine, sunt protestante, care erau majoritate. Și ea spune, păi, uite ce, eu nu sunt creștină. Păi, atunci ce? Ce religie ai? Păi, n-am nicio religie. Păi, zic cu tine, ar fi mai ușor, pentru faptul că era niciuna. Pentru faptul că ce arată, tu ce religie? Și că eu sunt creștină, îmi amintesc că am fost botezată. Dar, știți, eu nu sunt practicantă, dar sunt greu. Păi, cu tine e ceva mai greu. De ce e mai greu? Pentru faptul că ai o noțiune, dar ce știi de Dumnezeu? Păi, e o idee. O accept și pe asta. Bun. Dumnezeu, o idee. Deja pot să antamez un discurs. Un dialog. Celălaltă necreștină îi spune un prin traducător și zic, de ce? Spune la domnișoara asta că are un chip iconic. Are un chip care văd ceva dincolo de el, ceva frumos. Este chipul lui Hristos, dacă știe, dacă ar înțelege noțiunea de icoană. Explic eu. Și atunci, într-adevăr, îi spune, și ea, bineînțeles, în pește, păi, ea mai gândește că ar mai fi un chip dincolo de chip. Încerc eu să am, aveți două, trei discuții cu ea. Dar pe cealaltă a fost mai greu. Dumnezeu este o idee. Dar înseamnă, zic eu, dacă este o idee și ai conștiință că faci parte dintr-o biserică, te mai duci la biserică? Și aici răspunsul m-a dezorat într-un fel și m-a întristat. Pentru faptul că a spus, ei, uite ce, Părinte, eu iubesc mult muzeile, mă mai gândesc când în când. Deci Dumnezeu ca o idee și biserica a devenit un muzeu. Deci iată unde suntem și atenție tinerii, să fiți foarte preciși în ceea ce, e adevărat că este o instabilitate, n-am chef, nu pot, păi lăsați-mă în pace, bătrânilor voi, profesori, chiar, sunteți niște învechiți, nu știți să mâniți calculatorul ca mine, nu puteți face coturile de la NASA până spart eu cu calculatorul și așa mai departe. Pe mine este foarte greu de găsit soluții în această problematică și ce interesant, dacă fiecare s-ar strădui să găsească soluții, nu se creeze probleme, că problemele avem de ce în ce mai mult, hai să găsim soluții. Și fiecare să se străduiască în felul său, să găsească anumite soluții, nu probleme, pentru faptul că problemele sunt din ce în ce mai multe. Pentru faptul că este greu să te culci fiecare seară cu mai multe probleme, că nu rezolvi niciuna în noaptea respectivă. Deci, probleme cu una și rezolvă până la final. Așadar, prietenii mei, dragii mei, prezența bisericii noastre în această lume secularizată o punem numai sub semnul providenței, căci lucrarea ei este vie prin voi, prin noi, prin toți cei care
au totuși conștiința că fac parte dintr-o comunitate. Trebuie să știm să adaptăm mesajul deci bisericii noastre, eu vă spun aceasta, că s-a spus de către domnul profesor, dacă nu cumva biserica ortodoxă este cam conservatoare. Păi da, dar ce conservăm? Asta este foarte important. Nu înseamnă că dacă eu trebuie astăzi să-mi conserv căruța, că trebuie să merg cu ea, că așa au mers părinții mei, care au crezut în Dumnezeu sau bunicii mei. Nu. Bine, de vreme ce folosesc calculatorul și Sfântul Pavel, dacă eventual la vremea respectivă, când a pornit în călătoriile misionare, folosea și el avion. Vapor nu era, în corabie și așa mai departe. Deci, trebuie să adaptăm totuși, să vorbim de o adaptare, nu în sensul acela, uite, poate cineva mă poate condamna, părinte, vezi că ai căzut în ajornamentul Bisericii Surorilor Catolice. Nu! Hristos ieri, azi și veac același este. Dar depinde cum știm să-L trăim. Cum aceeași esență o punem, să zicem, în alte carapoade, fără să schimbăm esența, fără să schimbăm esențialul. Aceasta nu înseamnă că ortodoxia noastră trebuie să fie reformată sau reformatoare. Cuvântul nu este propriu ortodoxiei. Noi nu facem noi reforma în biserică. Că societatea secularitate, mare majoritate știți ce înseamnă secularismul. Adică este acea societate unde nimeni nu este dominant. Nimeni nu are prioritate. Ci îl respectă pe celălalt, cumva este o convenzuire, o lume a contractelor, deși lumea contractelor nu-mi place deloc, pentru faptul că într-un contract fiecare încearcă să-l înșele pe celălalt sau să ascundă vicii pentru a fi mai câștigat decât celălalt, deși sunt foarte multe probleme în această direcție. Vreau să spun că la începutul istoriei creștinismului, când Hristos intră în istorie, providența s-a servit de ingeniozitatea oamenilor. Acum încerc să formulez niște soluții, dacă vreți, la întrebările care s-au pus. Și deci atunci amintiți-vă că Hristos intră în istorie când? S-a folosit de ingeniozitatea oamenilor. Acest Iulius, Cezar, Octavianus, Augustus, a decretat un recensământ. Așa a fost înscris Hristos în catastifele istorie, ca cetățean al unui popor, dar El nu era altceva decât Dumnezeu adevărat, de Dumnezeu adevărat. Deci Dumnezeu se servește pentru a binecuvânta dumneavoastră de anumite realități ale istoriei. Când v-am scris un eseu în această privință, că la nașterea lui Hristos s-a produs paradoxul istoriei, când acest Cezar Octavianus Augustus la Roma se introniza ca Pontifex Maximus, ca Dumnezeu, deci unde omul se instala în istorie ca Dumnezeu, Dumnezeu la, în casa puiei la Betlehem se făcea om. Deci când omul se înalță singur fără Dumnezeu la Dumnezeu, iată că Dumnezeu coboară, se face om. Deci genotic vine printre noi. Parcă în acest context suntem tentați să spunem, spre exemplu, că schimbările noastre actuale din lume, și dacă vreți, de la noi din România, cum au fost, spre exemplu, au fost niște schimbări, într-un fel, acum 25 de ani, care au servit la deschiderea, spre exemplu, a frontierilor țării și deschiderea noastră către o altă cunoaștere. Marea majoritate care au plecat în Occident, printre altele, mă număr și eu, am căutat acolo să deschidem ochii, să învățăm ceva din experiența acelora. Și, prin urmare, cei care am fost acolo, mă pot considera ca unul care am deschis ochii mari atunci când am plecat de mijlocul Carpaților, mijlocul Parisului, am deschis ochii mari să vedem unde sunt eu, ca ortodox, în contextul de astăzi, al pluralismului, al interculturalității și așa mai departe, deci într-o lume secularizată, care, cum o spunem actualmente, postmodernă. Așa că mi-am dat seama că misiunea noastră nu trebuie să se repeteze ca pe timpul de opresiune, doar declarativ. Sunt ortodox,
dar să nu știe nimeni, așa, în spate, în casa mea, aduc preotul, cum era pe timpul acela, în casa mea, să facă comunia, botezul și așa mai departe. Nu. Ortodoxia, astăzi, pentru a ieși în lume, trebuie să se găsească una dintre portițele de ieșire. Ortodoxia, astăzi, trebuie să fie și ortopraxie. Deci, ortodoxie, dreaptă credință, dar aceasta trebuie să o arăți că trece către Dumnezeu prin celălalt. A face ortopraxie înseamnă a menține dreapta credință, dar a o arăta prin fapte. Deci, cum ai face relația dintre a avea și a fi. Deci, a avea și a fi nu are nicio legătură una cu alta. Dumnezeu, spre exemplu, nu are. El este. Dar ca să ai prin Dumnezeu, trebuie să pui între cele două noțiuni abstracte ceva în plus. Și noi, Ortodoxia, considerăm că trebuie să punem acest ortopraxis, care înseamnă a face și a iubi. Deci, între a avea și a fi, trebuie să pui a face prin a iubi sau a iubi prin a face. Și atunci, numai așa Ortodoxia contemporană, pe care o propovăduim, poate deveni un punct juncțional între Ortodoxia istorică și cea actuală, fără ca alteritatea lumii să o afecteze. Adică biserica noastră să propovăduiască în manieră nouă pe cel vechi de zile. Mai trebuie să remarcăm și faptul că atât cultura, cât și economia noastră națională, spre exemplu, de acum mai avem, este marcată de cea occidentală sau americană. Superioritatea politică și economică a acelor țări a devenit modele pentru restul lumii în curs de dezvoltare. Așa este. În acest context, ca păstori de suflete, vorbim cei care, și am aici în fața mea, colegii de breasă, dacă vreau să spun, adică păstorii de suflete cu care ne-am angajat la lucrare în poporul Domnului. Deci păstorii de suflete trebuie să facem în așa fel ca Ortodoxia noastră contemporană să nu devină o biserică exotică, oferind un refugiu persoanelor în căutare de misticism sau experiențe extraordinare. Astfel, ea riscă să cadă în bigotism. Deci, atenție, părinților, să nu devenim niște bigoți și credincioșii noștri de asemenea. Trebuie să o facem, deci, Ortodoxia noastră și puțin rațională. Dar nu în așa măsură încât să cadă într-o altă extremă pe care o putem numi Ortodoxia tehnocratică. Deci, nu cumva să eliminăm misterul. Pentru faptul că dacă eliminăm misterul din cunoașterea noastră și din Ortodoxia noastră, atunci evident că pe Dumnezeu coborâm în farfurie sau pe masa de operație și știm să-L disecăm cum chirurgul disecă corpul uman. Să nu fie. De aceea, în munca noastră de cunoaștere a lui Dumnezeu în această lume secularizată, trebuie să îl chemăm pe Duhul Sfânt care este mister. Și acela te luminează, nu îți dictează. De vreme ce tu acumulezi multe științe în mulțimea științelor, ca și într-un ordinator sau calculator, e bine când îl rogi pe Duhul Sfânt să sedimenteze răspunsul spontan, atunci, într-adevăr, El te inspiră și, evident, elaborezi în Duhul Sfânt, în biserica ta, ceva nou. Căci am spus, Duhul Sfânt se reînnoiește permanent în noi. Cei care slujiți liturghia, nu îl rugați pe Dumnezeu în fiecare liturghie, ca Duhul Sfânt se reînnoiască în noi. Și atunci, evident că Duhul coboară în chip mistic, tai, preface pâinea în vin și atunci, după aceea, omul de știință din tine sau din cel de alătura. Poate să spune, Părinte, am văzut că ai invocat pe Duhul Sfânt, Doamne, fă pâinea aceasta, trupul tău, iar ce este de potrivă acestea într-un sângele tău, prefăcându-le cu Duhul tău cel Sfânt. Păi nu l-am văzut pe Duhul Sfânt cu covărătul. Și dă-mă bucată de pâine acesta. Știu eu,
poate să-ți ia o bucată de anafură sau un pahar de aghiazmă și vine la profesor aici, la laborator, și după aceea duminică, și-o cercetează. Și duminica următoare vine la tine, la biserică și te întreabă: Părinte, am cercetat aghiazma și nu am găsit decât harta eu. Și pâinea este pâine. Cum spui că s-a prefăcut? E bine, și atunci trebuie să intervine acum cu partea aceasta a credinței, pentru faptul că în orice experiență, fie cea mistică, trebuie și o explicație rațională. Pentru faptul că aici trebuie să intervine credința. Căci și știința presupune oarecare dimensiune a credinței. Pentru faptul că cu acea experiență ai luat soluția aceasta și cu aceasta și combinându-le crezi că da, aceasta, nu? Așa și la noi. Pentru faptul că ai invocat pe Duhul Sfânt, a rămas în aghiazmă, a rămas acolo într-adevăr. Hartoio, da, mai este ceva care nu se detectează cu aceste experiențe empirice la nivel uman. Pentru faptul că Dumnezeu ne-a dat rațiunea să scrutăm și să căutăm evidențe în conținutul lucrurilor materiale. Și ea pune definiții în mintea noastră. Dar după aceea, nu mai evaluează, nu cuantifică dimensiunea spirituală. Cine le cuantifică? Cobor mintea cu toată știința ta în inimă și acolo în inimă, unde este anima, este centrul omului, pe bine acolo îl găsești pe Hristos care îți insuflă. Să iubești sau să respingi? Să urăști sau eventual să adopt ca normativ sau experiența respectivă să o adopt ca ceva nou care ai descoperit în experiența ta. Deci, hardoio rămâne hardoio dacă n-ai credință. Dacă ai credință, atunci vei descoperi și altceva. Și anume ce? În aghiazmă. Germene invierii. Dar pentru asta trebuie să mai crezi ceva. În Dumnezeu, pentru faptul că atunci când la plinirea vremii a devenit om ca și tine, El, Domnul Istoriei, care, de dragul nostru, citesc din Sfântul Apostol Pavel, de dragul nostru Dumnezeu, pentru noi l-a făcut păcat. Și a luat asupra și toate păcatele lumii. De acum, cum experimentăm treaba aceasta? Păi da, El tot așa istoric, nu așa istoric, Hristos se coboară în apele Iordanului, odată. Și El s-a coborât pentru totdeauna. Apele respective simbolizau toate apele Universului. Din toate timpurile și toate locurile până la sfârșitul veacului. Ce face? Ce este viața omului? Este un amestec de moarte și înviere. Nu murim în fiecare noapte. Nu, cred că numai decât murim în sensul biologic. Dar într-un fel murim pentru faptul că fiecare noapte este o pregustare a noastră, somnul de noapte. Și atunci, așa și omul odată, după ce s-a născut biologic, mai moare încă o dată teologic, când se îngroapă în acea apă. Și acolo lasă ceva pe care acel ceva nu-l detectăm cu mijloacele acestei empirice, fie el sofisticate, orice aparat. Nu detectează din apa botezului, căci noi ne botezăm în aghiazmă. Nu detectăm de acolo, în acea apă, păcatele noastre. Dar le lăsăm acolo pentru faptul că Hristos le-a luat asupra și El, care nu avea păcat, se face pentru noi păcat, intră în apă pentru a lua păcatele Lui. Tocmai sensul invers, tocmai paradoxul acesta. Noi, în lumea aceasta, trebuie să găsim, să judecăm numai antinomii. Dumnezeu este bunătate, dar nu numai bunătate, mai presus de bunătate. Dumnezeu este iubire, dar nu iubirea, deci iubirea o putem analiza, cuantifica în anumită măsură, dar nu e numai atât. Dumnezeu e o frumusețe, dar nu e o frumusețe pe care ne imaginăm noi. Este dincolo de frumusețe. Sunt niște termeni. Unii dintre voi îi cunoașteți. Cunoașterea Dumnezeu din punct de vedere catafatic și apopat. Este ceva greu. Dar în orice caz, deci nu o să-L vedem pe ea supra și păcatele. Păcatele din apă nu le-a.
dar acolo când el intră în apă, lasă ceva. Căci nu se creează un vid. Lasă germene vieri. Și deci noi când intrăm în apa botezului, intrăm cu păcatele noastre și am și omul cel nou, recreat. Omul paligenezei în Iisus Hristos. Și acest om al paligenezei, recreat, înnoitor, bine, are puterea să descopere alte sensuri, alte valori de acum. Din meta, din meta-istorie, din meta-logic. Căci mintea noastră, odată ce nu mai găsește evidențe în lumea aceasta, trebuie să treacă dincolo. Și dincolo se oprește pentru faptul că nu mai are parametri de a cuantifica ceea ce ea, ei îi este dat să facă. Și atunci, evident că aici este problema. Deci să nu eliminăm misterul. Să lăsăm misterul. Când nu mai putem explica misterul, lasă-l să vorbească de el însuși în tine. Și atunci, evident, vei avea o liniște, o pace, o istihia. Aceea căutăți într-o lume de aceasta a agitației, a îndoielilor, a instabilității. Eu am avut o fericită ocazie, fac paranteză prin a spune că în Occident, când a venit, s-a lansat la Paris o carte, Iisus și Dalai Lama. Și evident că a venit Dalai Lama, un om harismare, poate știți de ceva despre dânsul, am avut, a fost o mare fericire, dar în orice caz, m-am întâlnit și eu cu un om care am dat mâna, care este atât de cunoscut în contemporanitate și a lăsat cartea și Iisus și Dalai Lama. Și am observat că evident că în Occident, în această lume a agitației, în această lume morbidă, parcă este nevoie de o stare de nirvan, cum spune în religia indus. Păi ce e această stare? Păi este evident că din când în când trebuie să te mai oprești din alegarea asta galopantă, să găsești o isihia, o liniște, o pace. Nu acea pace de care vorbește Hristos, pacea care o dă oamenii, nu este pacea care dau eu. Deci acea pace care vine din altă parte, care are alte sensuri, alte atribute, alte afecte, dacă vreți. Ei, acea pace. Și deci, hinduismul escamotează niște idei ale hinduismului fundamentalist și îl adaptează la stilul nou al lumii acestei agitate. Și de aceea prinde foarte mult în Occident. Și vedeți că hinduismul sau religiile asiatice, nu mă depărtez de subiect, nu elimină pe Hristos, îl asimilează. Și interesant. Deci să luăm aminte. Dar noi ce ne caute? Ce ne trebuie? Avem totul. Eu nu sunt supărat pe cel care părăsește, să zicem, creștinismul, nu ortodoxia, biserica, să zicem creștinismul. Se duce la religii care nu sunt propice culturii și civilizațiilor noastre europene. Căci Europa este totuși europeni. Popoare, Europa sunt totuși niște popoare care lasă în sorginte lor sunt creștine. Și atunci nu mă supăr pe legă. Dar ai cunoscut totul. Ai făcut toate experiențele din biserica mea. Păi de asta zicem, de ce se trebuie să cauți alte experiențe de vreme, de a-i epuiza pe tot de ale tale și niciuna n-ai găsit-o propice cu determinarea ta de a căuta sau de a trăi acea pace, dacă nu, cum spunea tânăra respectivă, acea idee să începi să creionezi. Nu Dumnezeu oarecare, ci Dumnezeu, cum? Și îl lași pe Dumnezeu care e mister să vorbească de el și în tine. Și așa mai departe. Deci, sintetizând, concluzionând prin a spune că modernitatea a oferat o secularizare a valorilor creștine, care le-a dat un alt nume non-eclesial, dar care în esența lor a rămas aceleși anume. Elemente fundamentale pentru o confesire paștică a oamenilor, calea supremă sugerată oamenilor însuși Dumnezeu pentru a evita deznodământul tragic al societății în care omul devine rupt pentru semenul său, potrivit din tonul de latin Homo, hominis, lupus, est. Edificiul modalității, deci, s-a fundamentat pe aceste valori creștine, sugerate umanității de Sfânta Scriptură,
dar cărora umanitatea a refuzat să le recunoască identitatea și sorginii tăror creștine. Problema pe care o punem acum în perspectiva, din perspectiva Bisericii noastre Ortodoxe, care încearcă să-și creeze drum în această lume la veritică nouă, este dacă vom reuși ca noile structuri în care intrăm să le facem să recunoască că cele două realități, dragostea și libertatea, rămân valori supreme atâta vreme cât lor li se înlătură baza lor metafizică sau atâta vreme cât ele nu sunt deposedate de statutul lor transcendental. Știm că modernitatea și apoi postmodernitatea au automatizat aceste valori, uitând că sursa lor este Dumnezeu, doar că El este izvorul comuniunii adevărate, iar o comuniune se creează atunci când cei ce o compun se adapă de lumea valorilor eterne ale Dumnezeu. Umanitatea nu are în ea însăși sursa iubirii și a comuniunii. Și oricât ar încerca, nu o va putea găsi doar în ea însăși, tocmai pentru că sursa ei este transcendentală. Noi trebuie să mărturisim că în adâncurile Orientului au germinat valorile care au trasat chipul Occidentului de astăzi și care, preluate în sens creator, au născut civilizația actuală a lumii. De aceea, în calitatea noastră de creștini purtători de mesajul Hristic, avem datoria să încercăm a lega Sfânta Tradiție a Bisericii noastre de problemele actuale ale lumii secularizate, zis moderne sau postmoderne, care, de fapt, nu sunt altceva decât problemele umanității în dimensiunea lor globalizată. Cred că Ortodoxia poporului nostru capătă astăzi o importanță covârșitoare, dar depinde de noi dacă vom ști să reconciliem două noțiuni esențiale ale existențialității contemporane, comuniunea și alteritatea. La prima vedere, acestea se exclud, sunt paradoxale, incompatibile. Știm că în Occidentul secularizat, pe vremea negativismului nicean sau sartrian, a amintit deja domnul profesor, s-a vorbit multă vreme de moartea lui Dumnezeu. În celălalt, văd iadul, spunea Sartre, dar le zotru jugoar la fel. Foarte greu și foarte apăsător. În celălalt, văd iadul. Ori, contemporaneitatea noastră bazată pe individualism, egoism, unde omul nu mai este considerat o persoană de comuniune, ci un individ ins sau chiar valid, să nu fie un număr, este foarte greu să structureze, o gândire transcendentală. Poetius, încă din secolul al V-lea, identificat persoana ca individ în celebra sa operă, persoana este o substanță individuală de natură rațională. Mai târziu, bunăstarea individului a devenit parte integrantă din legile fundamentale ale popoarelor secularizate și superdezvoltate, ceea ce a dus la drepturile individului sau ale omului, înscrise astăzi atât de faimos în celebra Carta a Drepturilor Omului, ca aceste legi să fie apărate sau să devină legi fundamentale. Aceasta presupune că, în cultura noastră, protecția individului față de celălalt este o necesitate fundamentală. Dar cu toate acestea, omul se simte din ce în ce mai amenințat de prezența celuilalt. Suntem forțați sau chiar încurajați să considerăm pe celălalt un potențial dușman, înainte de a trata ca pe un prieten. Omul modern acceptă pe celălalt doar în măsura în care celălalt contribuie la îmbogățirea sau la fericirea individuală a sa. Parcă s-a împropriat această patologie în însăși fundamentele existenței noastre pe care le moștenim prin naptele, ca și păcatul strămoșesc. Teama de celălalt a devenit un păcat strămoșesc. Îl dăm la altul. Este foarte greu. Aici trebuie să vă gândiți. Păcatele sunt. Păcatul original. Păi stări. Păi câte păcate transmitem noi. Iată, modernitatea ne ajută.
Doamne ferește, să se mai creeze un păcat original. Deci teama de celălalt poate să fie un nou păcat capital. Deci, din momentul în care afirmarea de sine trece prin înlăturarea celuilalt și nu prin acceptarea lui, este într totul natural și inevitabil ca celălalt să devină un dușman care mă amenință. Din faptul că celălalt a devenit o amenințare permanentă a existenței mele, înseamnă că orice diferență constituie o amenințare. Să dăm un exemplu. Chiar dacă un țigan, să zice, sper că nu suntem țigani, în sensul țigan este cineva nou, este nou. Și asta vreau să afirm acum. Chiar dacă un țigan, să zicem, nu ne amenință în niciun fel, noi le respingem să apucem de el din cauza diferenței care există între noi, fie de civilizație sau de acces la crearea Sfinților Îngeri, care împreună cu noi slujesc și împreună slăvesc bunătatea ta. Deci, domnule profesor, am intrat cu Îngerii, noi vom pleca de rostul noastre, dar el stăm aici. Poate mai e nevoie. Și atunci, deci iată că să descoperim în celălalt dimensiunea persoanei, lui Dumnezeu iubire. Atunci când frica de celălalt se întărește în noi ca alteritate, identificăm diferența și dimensiunea între persoane. Aceasta complică și întunecă de manieră alarmantă gândirea și comportamentul uman. Și consecințele morale sunt foarte serioase pentru că se divizează viețile și ființele umane în funcție de aceste diferențe, iar de aici oamenii se orientează în partide, organizează în partide antagoniste, organizații subversive, asociații și fundații cu statute foarte diferite. Chiar și bisericile se fondează pe niște diferențe. Nu vedeți câte diferențe există între comunitățile noastre, de la oraș la oraș, de la stat chiar la stat. Și atunci când diferențele devin diviziune, comuniunea nu mai este decât un pact de coexistență pacifică care durează atâta timp cât durează interesele reciproc avantajoase, iar în momentul în care aceste interese încetează să mai coincidă, să convergă în comunitatea respectivă, se transformă în partide opoziționiste care produc conflicte, confruntări, războaie, etc. Societatea secularizată actuală este plină de astfel de exemple. Toată această problematică între comuniune și alteritate este dezbătută de Sfântul Maxim Mărturisitor, care discerne dimensiunile universale și cosmice ale diferențelor. Diafora, diferența, zice el, trebuie să se menține pentru că este bună. Diviziunea este o perversiune a diferenței, a diaforei. Deci este rea. Prin urmare, a transformat diferențierea în diviziune prin înlăturarea aproapelui este lucrul, acest lucru este egal cu moartea. Dacă când spui la celălalt te iubesc, înseamnă că intri în comuniune. Dar nu o comuniune în perspectiva confundării cu celălalt. A contopirii. Nu. Când îi spui celălalt te iubesc, Părintele Stelevaie, luându-l pe Maxim Mărturisitorul, care per și foarte bine, care sunteți teologi, spune așa, când spun te iubesc, eu particip la taina persoanei tale, tu particip la taina persoanei mele, fără să ne confundăm. Când ne despărțim ca persoane, fiecare plecăm la rosturile noastre, dar îl purtăm pe celălalt în noi. Dar celălalt are chipul lui Dumnezeu. Deci eu îl port pe Dumnezeu pentru faptul că îl port pe celălalt. Și de aceea drumul meu către Dumnezeu este drumul către celălalt. De aceea noi încercăm să ne ținem în societatea aceasta dimensiunea spirituală a familiei, spre exemplu. Parohia este o familie unde oamenii trăiesc după legi organic constituite. Ce frumoasă este comuniunea, comunitatea. Eu, spre exemplu, probabil că am mai spus-o și cu alte prelegiuri, dar o repet.
Când venea de la Paris, conduceam și opera Taic, opera Stănița City, din Roma, acolo. Și, bineînțeles, de odată, bineînțeles că împreună cu tată și cu câțiva frați sau surori, mergeam la mormântul lui mama și el îl văd pe Taica, care, bineînțeles, închidea ușa cu cheia la casă și o punea deasupra ușii, într-un cuvânt, cum o punea totdeauna. Îmi amintesc și eu de călătorie. Alte ori, unii nu închide, pune ceva în ușă, în mătura sau ce. Era un semn că pleca de acasă. Satul era o comunitate. Dar eu știam că la Paris, pentru a accede într-un imobil, cum de altfel și la noi, de venit acum, câte costuri trebuie să faci, câte telefoane trebuie să dai, și așa mai departe. Foarte greu să comunici acum chiar cu părinții. S-a divizat. Deci s-a făcut societate. Și îi spune, dar după pune, păi pune cheia în buzunar, păi cine să vină la noi? Păi trăim totdeauna, să nu fură nimeni. Și bineînțeles că venea cineva, vecinul venea pe cărarea aceea, nu pe drum. Trecea pe leazul și venea și lua cheia de acolo, intra în casă, lua ce trebuia, probabil un ligat, sau știu eu ce trebuia vecinului. Și uneori îi mai spunea, păi vezi, bă, de curaj, că ți-am luat un samovar. Păi o să-l pui tu înapoi. Tu și n-a ascultat nimic. Și deci, odată ce viața ta nu se mai desfășoară pe o cele deschisă, înseamnă că începe divizorul, celălalt, adică celălalt este iar. Păi, contemporan cu Nietzsche, cu Voltaire, care e considerat părintele ateismului, păi era Serafim de Sarov. Serafim de Sarov, în părțile Ortodoxiei, în pădurile frumoase ale Sarovului, când întâmpina pe cineva, indiferent de perioada anului, știți să-l întâmpina cu cuvinte, Hristos a înviat bucuria mea. Hristos învia de fiecare dată când întâlnea pe cineva. Cum și eu cum v-am întâlnit astăzi, văd în chipurile voastre, în chipurile muritor al Dumnezeu iubire. Și dacă vreau de Dumnezeu să mă apropii, păi drumul meu este că prin celălalt. Eu spun adesea credincioșilor care mă ascultă de obicei, băi, nu vă știu pe fiecare pe lume. Dar rog pe Dumnezeu să vă cheme El pe lume. Căci El știe numele fiecăruia. Așa făcea seara când de țara pe una puterea aceea. Și atunci puterea respectivă, dacă nu am, dar ce am? Am dragoste față de celălalt. Și atunci când seara când de țara pe adevărat, veneau și dădeau pomenice multe. Și nu mai avea timp să le pomenească că vorbea cu fiecare de care venea. Vădea paternitatea spirituală. Puneam mâinile pe Sfânta Masă și voi să nu faceți părinților așa. Și atunci punea așa și zicea, pomenește Doamne pe toți cei care sunt înscriși pe pomenicile acestea. Și probabil că Dumnezeu îl asculta. Și atunci, de celălalt era o persoană de comunune. Și aceasta este important. Să regăsim drumul de comunune și de persoană. Și atunci, evident că se vor aplana într-un fel diferențele și aceste cărări care au dispărut în ultimul timp vor fi cărările de dragoste al iubirii. Și atunci Dumnezeu îl pot descoperi ca mister, dar mai întâi hai să descoperim misterul persoanei. Deci, înapoi la mister.